Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip. Sunt aici la Bârlad. Stația imensă. O să facem aici un video, fain. Nu avem mult timp, 20 de minute, cred că cam atât. 25. Dar nu, cât o fie, atât o fie. Haideți. Împrejurim e cam așa. Stația. Și mă rog, poate să fac un știi două. Cred că acolo e ceva remiza, nu știu ce intră acolo, nu m-am uitat. O fi. Și partea asta, no, câmp și o groază de linii, adică nu știu câte linii sunt aici. Deci, pe bune, deci câtea linii sunt aici, n-are rost. No, de călători sunt 3, acolo e și trenul. Și hai să încerc să 4, 5, 6, 7, 8, 9, doamne, nu văd. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, da. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linii. Până la capăt acolo. Pă bune, deci impresionant. Deci o groază, cine știe câte mișcare era aici? Vai de capul meu. Cum niște semnale luminoase. Acolo în față. Aici un pic de refugiu și cam atât. O să vedem și partea de afară. A, da, bă, ceva. Mașinărie acolo, da, nu. Drezine sau ceva. Mă rog. Vedeți că de aici am ieșit afară. Și cam așa e piața. Să ies poate și mai afară. Acum se filmez aici pentru că este transport public acolo. Și cam așa, da. No, așa e stația din față, taxiuri, cine vrea. Și no, e o piațetă mică aici și poate sta jos. No, și rest, asta e centru, acolo se intră, mă rog, zona stației, dar centrul e încolo. Și cam așa. Da, și aici e stația și autogara, mă rog, e acolo. Chiar din zona asta se vine și, no, și de aici sunt microbuze. Chiar râs de toate aici, după cum vedeți. Nu mă pun acum să văd, că n-am timp, dar nu. Bârlava, București, sosește în ora 10 la linia 2 și pleacă în direcția Tecuci, Barboș, Galați. Da, vine trenul nostru cu care plecăm. Asta e tablou de garare. Vedeți și voi. Trebuie să trageți nu știu ce concluzii. Noi cu asta de ora 10 și fix 01 minute acolo plecăm. Din nou, salutare tuturor, aici la Tecuci, următoarea oprirea noastră și, mă rog, cam așa îi, pe vremuri de mult apuse. No, deci suntem aici, stația Tecuci, e liniște, să zicem, nu e cine știe ce mișcare aici, e un marfar care, mă rog, e lăsat aici. Nu prea e. A, opa, vine ceva. Cam răgâit. Opa, asta. Pe aici o să vină. No, cred că aici e mișcarea.
nu știu exact, dar oricum nu, linii îs și aici, numai aici are vreo 3. Deci asta a 4-a, 5, pe 6 e marfarul și mai îs acolo în bălării. Aici parcă nu se vede, dar mai încolo poate. Dar n-are rost să stau aici că mă duc mai departe. Vine un tren, nici eu nu mai am timp, am cam căcărit timpul, nu știu, mai am 10 minute, îmi bag piciorul, tot să mă mișc. Și o să prind și trenul ăla. Cred că nu e al nostru, că nu vine de la Mărășești. Vedem. No. Așa, ui. O să fie post de index, probabil. Dar am văzut și era depou aici, cred că în partea aia. Poate mă duc încolo. No, trenul nostru. N-am stat mai mult, asta e. L-am luat până la urmă. Să merem. Mă bucur, ce? Iară vagon din ăsta. Ce bune. Mărășești Galați, da, ăsta e clar. Așa că, la revedere. Da, aici se vede. Nu suntem pe linia 4 și ăsta. Bine ceva. Mă rog. Asta e linia 5, 6, 7, 8, 9 linii. Da, a 9 de aia acolo. Bun. No, haideți că n-am avut timp, a venit trenul, m-am pierdut timpul, n-am mai fost în spate, asta e, nici n-am fost în față acolo, dar ați văzut cam cum e. Ce scuze, asta e, iară nu, n-am, mă rog, nu se vede ca lumea, dar nu. Așa că eu iau rămas bun de la voi așa frumos, dați un like, share, subscribe, abonați-vă, atingeți și clopoțelul ca să vă notifice, așteptăm oricum trenul să plece imediat. Și ne vedem în următorul videoclip. Salutare și pace! Să fiți iubiți! De aici, din Tecuci, unde așteptăm să plecăm. Apropo, e vagon super din ăsta, care îmi place mie. Da? Haideți! Bye! Și oricum, de aici să merg mai departe. Și video-ul o încheiem aici, așa că... Ciao, ciao.